Vom înființa, începând de, cred că la 15 iulie va fi gata, un centru de informare în locația dintre bănci și tribunal. Nu știu dacă știți, acolo există o cabină care noi aveam ca titulatură IT10. O vom moderniza cabina respectivă și vom trece centru de informare pentru publicul călător. Acest centru de informare va fi deschis începând de la 5 dimineața și până la ora 24 noaptea. În ultimele 2 luni, dispeceratul societății de transport urban a fost supra-solicitat din cauza numărului mult mai mare de călători și a schimbărilor de trasee impuse după dispariția microbuzelor private. Peste 2 săptămâni, când va fi deschis centrul pentru informare, gălățenii își vor găsi răspunsurile la angajații care vor fi în permanență prezenți să-i ajute. Am organizat și organizăm acest centru de informare datorită faptului că s-a sesizat acest lucru. Dispeceratul nostru central, care funcționează 24 din 24, nu reușea să transmită toate informațiile necesare celor care sunau și întrebau diferite probleme. În plus, Transurb Galați va dispune și de un număr de urgență unde vor fi sesizate problemele de pe traseu sau nemulțumirile călătorilor.